Da, mă gândeam că nu procedezi ca un motan trist, ci ca un cântăreț de blues. Acum încearcă din nou, dar de data asta caută adânc în sufletul tău, găsește problema care te supără și scapă de ea. Ascultă-mă! Ah, bine! Wow, chiar că ai speriat pe mulți de-a lungul anilor. Da, dar nu trebuie să fii trist, așa era în trecut. Acum nu mai sperii pe nimeni. Da, acum ești drăgălaș. Și cine nu iubește un iepuraș drăgălaș? Am mâncat hrană de pisici care era mai înspăimântătoare ca tine. Bine lucrat!